Cum să opriți tinitusul în 30 de secunde cu această tehnică? Tinitusul este o boală comună. Stresul și auzul prea sensibil se află probabil în spatele fenomenului. Dacă ești afectat, vei avea țiuit în urechi, care poate suna ca un țiuit, băzit sau șuierat. Nu există medicamente pentru tinnitus, ci o tehnică simplă care poate face minuni. Tinitus provine din latină și înseamnă ceva asemănător cu sunete unii aud și alte zgomote în toate tonurile imaginabile. O caracteristică tipică a tinitusului este că zgomotul nu este de fapt acolo. Sună din cauza unei probleme nervoase. Până în prezent nu este complet clar dacă tinitusul provine din urechea internă sau din creier. Celor afectați de obicei nu le pasă, vor să scape de poluarea fonică nesfârșită, din păcate, medicii nu cunosc nicio plantă împotriva tinnitusului. Uneori, aparatele auditive sau sedativele ajută. Dacă suferiți, probabil că știți cât de dificil este de tratat tinnitusul. La majoritatea oamenilor, nu apare permanent sau în aceeași măsură. Mulți oameni aud sunetele la volume diferite și în diferite ocazii, fluxul și refluxul face sunetele și mai supărătoare în ureche. Un remediu simplu pentru tinnitus. O metodă simplă circulă pe web printre terapiuți de câțiva ani, care produce efecte uimitoare. Acest remediu este probabil unul dintre cele mai ușoare remedii casnice pe care le-am împărtășit vreodată. Tot ce aveți nevoie sunt degetele, urechile și nervii. Doctorul Dr. Doctor Jean Strohdam a dezvoltat o aplicație simplă care are putere atunci când vine vorba de combaterea tinitusului. Nu aveți nevoie de săbii sau cuțite pentru asta, doar degetele și puțină îndemânare. Există două variante pe care le vom introduce chiar acum, tinitus lovirea cu două degete, o variantă merge așa, încruciându și degetul mijlociu peste degetul arătător, astfel încât vârful degetului mijlociu să se sprijine pe unghia degetului arătător, apoi se lovește de degetul mijlociu al degetului arătător. Despre mișcare de câteva ori, sunt un creier a integrat-o ca o nouă secvență de mișcare, ești sigur că ni-ai pus mâinile pe ceafă așa, acolo ți-ai tăiat degetul arătător de 20 de ori. La fața locului se afla un craniu care are un mic umflat exterior. Plasați degetele la începutul curbei. Punctul optim îl vei găsi și în cel care trage un semicerc de la vârful urechilor până la ceafă, după 20 de clicuri te oprești. Probabil că vom face și degetele și brațele primele câteva ori din cauza posturii necunoscute. Repetăm procesul făcând clic din nou de 20 de ori, apoi așteptăm din nou puțin și vedem dacă există o îmbunătățire. Tinitus lovitură cu un deget în loc să pocniți două degete. Puteți atinge ușor locul cu un singur deget, despre care se spune că aplicați aceeași presiune pe care ați face-o cu o pufoasă pentru a-i atrage atenția. Din nou, atingeți de 20 de ori, apoi din nou de 20 de ori, apoi așteptați și repetați atingerea cu degetul până când simțiți o îmbunătățire. Realizări incredibile. La început, probabil ai observat doar că zgomotul din capul tău a devenit puțin mai liniștit, uneori zgomotul a dispărut complet. În majoritatea cazurilor, se întoarce dar acum vă vom spune ceva aproape de necrezut despre această metodă simplă, oamenii din întreaga lume observă dacă ne doboară. Tehnica a reușit să-i vindece complet tinitusul. Procentele variază în funcție de sursă. Până acum nu există un număr oficial al tuturor persoanelor care au avut norocul să-și vindece tinitusul cu propriile decete. Dar să spunem așa, sunt mii, dacă nu milioane. Motiv suficient pentru a o încerca imediat. Acum probabil vă întrebați de ce acest truc funcționează, cel mai probabil din cauza stimulării sau descarcării nervilor creierului care rulează în acest punct important. Vă dorim mult succes cu această metodă simplă și multă liniște în urechi.